Am uitat să mă prezint, eu sunt Rar More și după cum bine m-ați etichetat cu toții, sunt om de știință. Nu mă, sunt bombardier. Da, mă, da, sunt păpune, adică eu sunt doar la păpune. Și m-am uitat așa în sală și am văzut că nu sunt bombardier, așa că dau puțin din casă. La tine mă uit cu metri, că te-am văzut de afară, că făceai poșto bere cu tovarășul tău. Ăla și-a luat și un capac, că i-a șters gură la sticlă. Nu se face, nu se face. Să bea întins, așa. Da, mă, nu știu dacă știți, dar bombardierii sunt un cult, o religie. Exact, da. Exact ca la biserică, așa se adună ei în pâlcuri de 4-5 bombardieri la unul din ei acasă. De obicei la ăla care nu stă cu părinții. Dar fiind greu, n-are cum, așa că el trebuie să ducă să-și ceară voie de la mami. Mami, poți să vin cu bombardieri acasă? Și ea îi spune, Ionuț, ești prost, ai 42 de ani. De la muncă. Și ei se adună acolo și au o rugăciune, au o incantație. Dacă nu știați, începe cam așa. Să moară familia mea. Și se termină cu, te pup la coiție, frățiorul meu. Bagă repede niște împărtășanie, elixirul valorii, lașat. După care se duc la lăcașul de cult, unde așteaptă o mulțime de sirene deshidratate să rafie. Și ei pun mână de la mână să iau o roabă de șampanii ca să le hidrateze, dar nu e de ajuns. Nu e de ajuns, că trebuie să știi să le agăți, că vrăjeala dulce mult aduce. Și cum le agăți? Că e chintesența interacțiunii. Trebuie să vadă că tu ai citit la viața ta Shakespeare, Chopin și spui exact așa. Fă viața mea. Mergi cu mine la Dubai? Și ea o să zică, da, chiar voiam să mă duc la Dubai, dar n-aveam cu cine. Că și arată valoare că e femeie independentă, este... Numai că tu trebuie să completezi la treaba asta, că am o combinație cu niște și aici, acolo. Ca a doua zi, când tu nu mai ai bani nici de apă cu lămâie, o zi și spui, viața mea, și aici ai niște mărlani. Nu vreau să mai văd pe nimeni decât pe tine, vii la mine la Netflix. And chill? Și ea o să zică, da, mă, acolo e problema, că tu trebuie să suni un prieten să-ți dea parola de la Netflix. Adevărat, este ei. Ia uite cum a sărit.